Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod foarte delicios astăzi, pentru că după cum ați văzut și în titlu, astăzi am cumpărat aproape toate produsele de la Burger King. Ei bine, de-abia s-a deschis Burger King și vreau să vă zic de pe acum, pentru că nu este o reclamă sau altceva, pur și simplu am vrut neapărat să fac acest video foarte tasty și bineînțeles să dați un mare like, să ajungem la cât mai multe like și să mă urmăriți pe Instagram, aveți totul în descriere. Eu vreau să vă spun că am mai mâncat de la Burger King, cred că de vreo 2 ori și cred că asta o să fie a 3-a oară. Dar bineînțeles că de fiecare dată când am fost la Burger King mi-am luat doar un sandwich, atât. În rest nu am mâncat cine știe prea mult. Așa că am luat aici mai multe produse. Păi, adevărul e că nu sunt chiar așa de scumpe. Sunt ok. Doar că nu am reușit să iau toate produsele pentru că distanța de la Burger King, de unde este magazinul până la mine acasă, este foarte mare și durează cam vreo 2 ore. Și dacă luam și anumite shake-uri înghețate și chestii de genul acesta, nu se distrugeau până ajungeam acasă. Și am luat doar burger, cartofi și prăjitură. O să vedeți. Ok. Deci am ăsta, nu știu ce e, cred că e prăjitură. Am ăsta. Ce mai mănânci? Ah, dar spuse mai multe, nu? Ok, ăsta, ăsta. Și să vedem ce mai avem. Hai de capul meu. Uite aici un burger. Mai am aici alt burger. Bine că încă sunt calzi. Am și cartofii. Ia uite, și cartofii aici. Am încă un burger. Și asta e goală deja. Asta e goală. Mai am aici. Ce am aici? Niște ceva, chestii. O să vă arăt imediat. Mai am aici încă un burger. Asta s-a dus. Iar aici o prăjitură. În mare parte, cam acestea sunt. Vă zic și de ce. Am ales porția cea mică, pentru că nu aveam nevoie de porția mare, pentru că mai erau alte dublu, XXL, triplu, nu știu de care, și în mare parte erau aceleași chestii. Ok, am luat așa. Hai să le degustăm deja. Chili nugget. Hai să vedem ce gust au. E prima oară când mănânc și o chestie asta. Dar iute asta. Dar iute, e rău. E bună. Mai am aici câteva, dar nu cred că o să le pot mânca pe astea. Așa că vă zic încă o dată. Acestea sunt toate felurile de burger pe care le-am luat. Pentru că nu avea rost să iau și celelalte. Dublu burger, dublu hamburger, dublu upper și ce mai sunt pe aici. Ok. Acum cartofii prăjiți. Am luat o porție de cartofi prăjiți mici. 3,90 lei. Era mai bună că erau calzi. Mai sunt foarte puțin calzi. În comparație cu cei de la McDonald's sau KFC, ăștia nu sunt așa crocanți. Sunt mai puțin făcuți și sunt mai groși. Dar sincer, mai mult îi prefer pe cei de la KFC sau de la McDonald's, sincer. Sunt mai simpli. Pot să-i fac și eu acasă, ceva de genul. Dar sunt ok. Hai să zic că la chicken nuggets-urile astea le-aș da nota 8, pentru că na, aici gustul nu se discută. Cartofii prăjiți le-aș da nota la fel tot 8. Hai să trecem la următorul. A, uite, ăsta este un upper, se cheamă. Ia uitați ce fel arată. Ăsta este upper. A costat 11,90 lei, știi, câteva pe bun. Bă, dacă am stat la coadă. 2 ore am stat la coadă până să-mi vină rândul. Sperească Dumnezeu. Dar ce mare e, bă, băiatule. Upper, habar n-am din ce e făcut upper. Nici nu m-am uitat să văd. Bă, de mare, mă. Miroase bine, asta e carne de vită din câte văd. Ia uite ce fel arată. Upper. Mai era și dublu upper și triplu upper. Mă rog, vă dați seama că n-avea rost să iau prea multe pentru că același gust era. Maioneză, roșii, are și ceapă, varză. Hai să vedem. De, îmi place că e mare. Nu e de 10. Ar fi mai fi mers ceva, nu știu, puțin uleios. Hai să zic că îi dau și lui ăsta nota 8. Următorul avem un Steakhouse. 17,90 lei. Ăsta este Steakhouse. Vreau să văd. La fel, și ăsta Steakhouse, am văzut că era dublu Steakhouse, dublu XXL Steakhouse, ceva de genul. Uai, cât de bine arată ăsta! Bă, jur că n-am văzut un hamburger mai frumos ca ăsta în viață. Mamă, ce mișto să văd toate straturile. Și chifla, ce bine arată. Ăsta e. Bă, ce mișto arată. Jur, ăsta chiar îmi place cum arată. Și se văd toate straturile. Mi-e milă să muș din el.
Oh, de bun e asta. Se simte ca si când ar fi afumat. Mamă, dar e bun ăsta. Jula, asta îi dau nota 10. Chifla e foarte proaspătă, foarte bună. Nu este uleios. Îi dau nota 10 pentru că este al naibii de bun și carnea asta e, bă, e bună rău. Și se simte ca o afumătură. Mamă, de bun e, jur. Nota 10, ăsta se cheamă Steakhouse. Mamă, vă recomand cu cea mai mare plăcere, vă recomand ăsta. Următorul este Chili Cheeseburger. Ia să văd, dar e mic rău de tot. Mamă, cât de mic e. Mă lasă ca un corn. Și dacă îl ții așa, nici măcar nu se vede. Zici că e doar chifla de el. Doar puțin aici se vede. Deci are brânză, chili și carne. În rest n-are nimic. N-are roșii, n-are castraveți, n-are varză, n-are nimic. Hai să vedem. Mirosul nu e rău. E puțin cauciucată pâinea. Știți ce miroase? A cornul ăla la care se dă la școală, la clasele 1-4, exact așa miroase. Iar chiliul ăla, da, îl simți că e iute. Dar în rest e așa, așa, așa. Băi, sincer, aș da nota 7-ul ăsta. Până acum ăsta nu prea mi-a plăcut așa tare, dar puteți să-l încercați. Ia să vedem acum. Următorul este hamburgerul. Hamburgerul, am vrut să iau un hamburger normal, pentru că știu cum sunt ceilalți hamburgeri de la KFC, de la McDonald's și așa mai departe. Zici că nu are absolut nimic în el. Ăsta e hamburgerul. Haide, focalizează-te. Focalizează-te. Ăsta e. E puțin mai bun decât celălalt cele. Hai să-i dau nota 8 lui ăsta. Dar puteți să-l încercați și pe ăsta, adică nu mi se pare cine știe ce. Wow! Nota 8 rămâne. Iar acum, la final, ei bine, aveam mai multe deserturi acolo, doar că avea și ceva cu Oreo shake, dar nu puteam să le iau pentru că multe dintre ele, adică majoritatea, conținau doar înghețată și până să vin eu la voi ca să fac taste testul, se topea și n-avea rost. Așa că singurul desert pe care am putut să-l iau a fost un hot brownie. E cam mică și asta a costat 7,90 lei. O să o scot de aici să văd cum arată, că sunt curios. Nu știu dacă pot să o scot. Haide, mă, hai că am reușit să o scot. Ia uite așa. Ăsta este hot brownie, dacă o să vă luați și voi. Are ciocolată, bă, ce fel se rupe, ia fiți atenți. Mamă, ăsta e video de la Satisfy, ia fiți atenți. Oi de capul meu ce fel arată. Mamă, dar n-arată rău deloc. Dar nu știu ce are înăuntru. Wow! Cât de ciocolată? Bă, dar e bună. Mamă, cât de bună e. Nu se simte ca când ar fi ciocolată. E mai mult ciocolata mărâie cu un gust așa puțin, foarte puțin de cafea. Dar faza e că nu e cafea, dar se simte puțin. Și ți se topește în gură. Deci, practic, nu trebuie să mestec prea mult. Ai mestecat odată și apoi ai înghițit. Ți se topește în gură. E bună. Și nu e grețoasă în comparație cu alte prăjituri. De e foarte bună. Mamă, vă recomand să o luați și pe asta, că e atât de bună. Îi dau nota 10 la asta. Că îmi place. Îmi place maxim. Deci acesta a fost video-ul. Așa că sper că v-a plăcut. Nu uitați, dați un mare like, să mă urmăriți pe Instagram și vreau să-mi spuneți și voi care v-a plăcut dintre toate acestea. Deci, pentru mine, câștigătorul este acest Steakhouse, care arată, băi, genial și este al naibii de bun. Burger King. Dacă vedeți acest video, sponsor me, please. Trimiteți-mi din ăștia o căruță. Așa că vă mulțumesc tare mult pentru că ați fost alături de mine și, bineînțeles, ne vedem data viitoare cu cei mai tari dansători și cea mai tare trupă și ne vedem data viitoare cu multă pace și iubire. Salutare! Apropo, înainte să încheiem acest video, neapărat vreau să vă zic să vă abonați la canalul Flow vs. Dia pe care îl găsiți în descriere, pentru că mai avem foarte puțin, cred că de vreo 800 de abonați și o să facem 100.000 de prieteni pe acest canal. O să vă las linkul în descriere, am vrut neapărat să vă zic chestia asta pentru că ne dorim foarte, foarte mult ca în maxim 2 zile, cam așa, să facem 100.000 pe canalul acela și, bineînțeles, dacă nu sunteți abonați, abonați-vă pentru că avem acolo niște povești absolut senzaționale și pur și simplu sper să vă inspire și să vă motiveze și pe voi în anumite lucruri. Așa că aveți totul în descriere, vă mulțumesc încă o dată pentru că sunteți alături de noi și, bineînțeles, o să sărbătorim acest moment pe canalul Flow vs. Dia și, bineînțeles, aveți totul în descriere. Așa că vă mulțumesc încă o dată și ne vedem data viitoare cu pace și iubire. Salutare!